Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Sam pe serverul Bizon, fraților. Bă, astăzi o să muncim un pic la joburile unice, stați, spunează. Așa. Dar în primul rând aș vrea să trag și o privire, dar am zis să trag privirea aceasta pe episod, să vedem ce... Ia uite ce poza am, Windows XP for the win, a? Am vrut să... Vreau să trag și un mic ochi la facțiuni pe aici. News Reporters. Păi, la level 7, mai un level pot să fac și pot să plec, da? O să aplic la prima facțiune de la level 15 în sus. Adică o să stau level 15 civil și după. Hai să vedem dacă este un slash event. Opa, opa, mă scuzați. Ah. Stați un pic, slash join. Nu merge. Poți participa acest event fără să lăsați slash join. Ok, stați, mă scuzați pentru acest. Deci, văd că mafii sunt libere ceva și aici mai... Uite, departamente, major. Păi, sunt unele facțiuni foarte, uite. De exemplu, uite, tow truck nu este pe... așa. Sunt ok, LSP de mama. Asta e plină. 54 de membri, ești nebun. Da, poți să vedem. Și, da, mai account. Uite, profilul. Hai să intrăm înapoi. Bă, deja să aplic pentru ceva taxi. Sau ceva mafie, nu știu. Da, mafia... Mafiile sunt nasoale, pentru că trebuie să fie fix atunci slash event. Pentru a participa urmează instrucțiunile OMG, dar oricum am ce să fac și fără facțiune. Da, eu acum este seara, set 23, cam așa arată. Bine, set 24, de fapt, că e aproape de 24. E, nu merge? Set 23, mă rog. Wow, e buguiat, da, am înțeles, e buguit iar. Slash stat să nu știu ce are. M-am nevoie de încă 3 puncte de respect cu payday-ul ăsta 2, adică trebuie să joc până la ora 2, da? Nu-i bai. Fiecare întrebare costă 20.000. Păi hai că particip și eu. Cum era numărul lui de telefon? 6766682. Mai avem doar 3. Așa, hai repede. Bagă, mane! Mai avem doar 3 întrebări. OMG! Hai, că-s curios. Ce întrebări pun tipii ăștia? Da, mă, dar șanse foarte mici să câștig fix eu, adică... A, uite, nu mai am benzină. Bine că m-am uitat că mă duceam și rămâneam. Hai să dăm și un slash enter aici, slash enter. Bă, chiar sunt foarte curios dacă am vreo șansă să câștig. Adică am dat copii, doar dau așa. Ok, hai să vedem. Sunt chiar cel mai curios. Aici, dacă mai vreți episoade de Sam, în continuare, nu ezitați să dați pe butonul acela de subscribe. Până acum, fericiți câștigători și o primire premium în valoare de 20.000 de dolari. Bă, trebuie să ai ceva bani să faci event de ăsta, adică nu îl faci așa cum te duce pe tine capul, nu? Like, să dai așa 5 întrebări, 20.000, păi 100.000 de dolari. 100.000 de dolari pe Bizon e ceva acolo. Na. Păgăți-vă pentru întrebarea numărul 3. Hai, frate, că-s chiar curios. Bagă tare, ia să mă pregătesc. Hai, bagă tare. Bagă tare. Am pus și capstucul. Hai. Hai, mă, chiar curios dacă pot să câștig. Dar nu știu dacă pun întrebare stupidă sau întrebare cât de cât normală. Hai. Pui întrebare și tu? Ce ai de... A, clar. Nu pot să răspund la întrebări de astea. Păi de unde să știu, frate, ce ai de are palatul ăla? A, acum pot fi câștigat deja cineva, că... Unii știu, frate, chiar unii știu. Avem cât? 50.000 de dolari am în bancă. O să scot 2.000 ca să am ceva în mână, să mă descurc. Slash, uit, draw, 2.000. Ce? Serios, frate, ce cu pinul? Așa. De cine mă se trebuie prin să dai withdraw? Like, oricum nu poți să dai pay dacă ai contul blocat. Sau cel puțin așa ar fi logic să nu poți să dai pay. Nu înțeleg care e logica, adică ce, îți face ceva dacă scoți bani din bancă, ți-a ceva comisiuni? Nu știu. Se pare că avem un câștigător. Da, dragonul... Red Dragon Triad. Asta o fi ceva mafie, bă. Bă, mă, level 45, ești nebun. Are, are. 36, pardon.
Are ceva băiatul. Bă, ai uite că tot vreau să văd cu skinurile cu alea. Uite că acolo este. Am știu că skinurile costă destul de mult pe serverul ăsta, dar o fi ceva skinuri gratis, ceva gen de începător. I don't know. Vedem, vedem. Este casa. Păi ziceai palat, acum casă. Păi ești. Ia uite aici. Entry is free 99. De altă la care încearcă să fraierească clienții. Da. Slash buy acasă. Slash skins. 1 milion. Oh my god. Un dolar e ăsta. Băi, da, un dolar, băi. Numai astea jegoase sunt un dolar. Restul scumpe, băi, așa ceva, băi. Eu să răcie de asta cu un dolar. Băi. Acest mesaj va fi că de putea scrie în magazin așa, preț un dolar, preț gold, un gold, sigur că nu, nu vreau pe asta. Nu sunt sigur, bă. Ia, ce skin-uri mai este de astea cu un dolar, bă? Nu prea sunt skin-uri. Uite, ăsta ar fi cu un dolar ăsta, dar ăsta e la de start. Ăsta mi le-au bac. Te rugăm sau gold? Cash. Yes. Gata. Salut! Ce faceți, băieți? Eu sunt domnul marinarul Georgetu și astăzi... Da, am cumpărat și schimb. E ok. Așa, mai boschetar asta cu mașina. Da, e ok skin-ul. Și, bă, slash jobs. Ia asta să vedem. Ceva SF, nu-i pe... Uite, SF, os de buzunare, dar na, nu mersi. Acesta a precizat clar. Oh, no shit. Bă, San Fierro, distribuitor de droguri. Ne, miner, tăietor de lemne. E ok. Tăietor de lemne e cel mai ok job din San Fierro. Da, și mi-am luat și cont premium, adică te vedeți. Mi-am 5 zile contul. Dar l-am luat așa mai mult la Caterinca. Că oricum după aia o să-mi iau cont premium doar să-mi iau Infernus. Da, păi, ok, și așa, să zicem, nu? Bă, stai că stai înăuntru. Da, e nasol rău pentru că ziua la jobul ăsta când se adăugase, știu că mai de mult când jucam eu pe RPG2, se băgase jobul ăsta nou, bă, bă, dar nu puteai, bă, să intri, să... Nu puteai să dai, frate, get job, că pe rap zicea că... Nu, nu puteai să dai slash work. Erau prea mulți la datorie aici, nebun. Bă, înțeleg că mulți care sunt la datorie, bă, dar nici chiar așa. 5.3, că ăsta e cel mai apropiat. Bă, sper că n-am lăsat mașina deschisă. N-am lăsat-o deschisă, e ok. No, erau foarte mulți, frate. Foarte, foarte mulți erau la job. Nu puteai să intri deloc. Da, a mai scăzut, bă. A mai scăzut că, vă dați-mă, la început jobul e așa, bă, ce șmecher. Dar după aia te plictisești de el. Și na, dar oricum e șmecher jobul, n-ai ce zice. A, am înțeles, m-am îmbușit și eu. Întrebarea numărul 5. Cu cine sunt însurat? În joc mă refer. Wow, ce întrebări, bă. Păi, nu știu. Dar mă gândeam și eu că ceva mai simplu, naiba, nu e chiar așa, știi? Dar, mă rog. Bă, stai, pune pot să iau. Ah, mai că nu e chiar lung, dar totuși. ICV. Toată lumea și-a primit premiul mult dorit. Slash n cum pot contacta. Ce căcau? Tu zgura, mătii, s-o bloca jocul, mă. Băi, ești terminat? S-o bloca jocul. A, wow. Mi-o da crash. Frumos, frate. Frumi, frumi. Aoleo, bă. Stai, nu asta. Frumii, stai, s-a împadă un automat, le shoot down, dă-te dracu. Hai să intrăm, bă, înapoi. Bă, ce țigănie, bă. Și se închide așa sampul dintr-o dată, fix când faci ceva important, like job. Da, mă rog, nu-i bai. Mă duc după aia să mă și culc. Când serverul va atinge 900 de jucători, vei primi 4 puncte de respect. Păi la ora asta o 1900 de jucători pe dracu. Aș mă gândeam să joc și pe România Roleplay. Știți și voi... Ce? Păi cum? Știți și voi serverul la România Roleplay, bă? E ok.
Nu mă prea pricep eu la roleplay, la alea, că-mi zicea unii, bă, frate, joacă-și tu pe România roleplay, că e ok. Dar nu mă pricep, frate, la roleplay, nu știu nicio comandă, nimic, o fi ceva diferit, nu știu. Bine, e diferit că e față de RPG. E mult mai roleplay, you know, dar totuși nu e chiar la fel cum e stilul meu de joc. Stilul meu de joc e RPG, frate, ăla e ca lumea. Înainte jucam stand, jucam pe România, super stand, dacă trebuie să știe toată lumea serverul ăla, că de acolo am început toată aventura tuturor a început de pe România Superstar. Mă gândesc, nu cred că a început cineva să joace, bine, au început câțiva, dar nu mulți să joace direct RPG. Adică Bizon, mă rog, nu Bizon, doamne, RPG, mă rog, modul de joc, RPG în sine, nu cred că a început nimeni direct. Mai sunt idei, dar, uite, de exemplu, hai să... Uite, ăsta e nou, o să o fie admin, mă, stai și admins. Tibi Vodă Taylor, e cel mai mare admin din lista asta. Și helper? Helpers. Ah, mă, că ceva. 8 helperi conectați, dintre care unul la datorie. Băi, lasă-o doar acolo, nu vor raport, mă? Chiar așa? Băi, lasă-o doar. Bine, să fie cum trebuie să ai 8 helperi pe server, dintre care doar unul să fie on duty. Păi, să moară familia mea. Păi, alte servere au 10 Helper Ion, 10 la datorie aici, nebun. Clanul Ultra Knights UK recrutează membrii ai level 25 slash SMS 396 3692 neapărat level 25. Păi zic așa, dă-te în pis, da mate. Da, nu cred că o să mă accepte, pentru că așa poate să vină oricine vă la tine să zică bă frate, eu am level 1, dar am experiență de 7 ani în SAM, ce? Cum adică? Da, da, e ok. Mamă, bă. Și fiți am dus la strand acum câteva zile, știți și voi. De-abia am revenit, acum când am reînceput să postez episoade zilnice, am reapucat de SAMP, adică nu m-am reapucat că nu mă lăsa, nu știu cum să am revenit, că n-am mai postat o zi, că nu mai jucasem de fapt ceva timp și na, ia câte ore am acum, că nici nu știu, 52 de ore, ok, not bad, 20 din 20 de respect, nivel 6, o să fac 70 imediat, e ok, am jucat ceva, 52 de ore, e foarte ok, dar mă gândeam să fiu foarte activ, like să fac, adică să aplic pentru prima facțiune undeva pe la 500 de ore și level 15-20, pe acolo mă gândeam, pentru că n-are rost de la level 7, adică uite, de exemplu, eu în 2 ore de joc, dacă joc până la ora 2 acum, dar nu pot, că mâine am școală și n-am mai dat și eu pe la școală de o săptămână, că am avut și mini-vacanța asta, ieri nu am fost, că, da, am fost un pic răcit, acum încep să mă simt un pic mai bine, dar nici chiar foarte bine, dar, da, pana mea, frate, ce să zic. Eu m-am dus ca prost un lăs, că eu imediat trebuie să mă duc să mă culc și eu merg în lăs. O să las caracterul pe slip, că până mâine să fac și o level 7, să pot să dau și o rob. Ca tot omul. Sunt obosit, robă, slash enter. Shop, cât costă, bă? A, iară pinul, băi, frate, așa ceva. Nu pin, shop. 3000 de gold, bă. Păi trebuie să bași pentru ăsta un an ceva, ok, ia, 35, 600 pentru, mamă, 20.000. Vehicle change sex, bă, de ce dracu ai vrea să schimbi sexul? A, eu ce vreau acum e să cumpăr contul premium pentru un an, bă. O să bag oricum și bani, gen în joc. Dar nu acum, nu când joc de 3 zile. Bine, eu în 3 zile să fac 52 de ore, e ok, foarte ok. În 72 de ore să faci 52 de ore, e foarte ok, zic eu, nu? Wow, bine, să juca și frate meu, dar în 3-4 zile, nu ai 100 de ore să zic, să faci 52 de ore, adică
din 100 de ore să dormi 50 și să joci 50 ceva, adică ai meu da crești futus gura, mă, te uite. Tu ceapa ta, mă, modurile lui Tibi. Ioi, doamne, bă, oricum, sper că v-a plăcut acest episod, uite, acum iar din cauza aerului, uite, dacă îl dezactivez din OBS, stați o secundă, dacă îl dezactivez, ia uite cât de bine merge, vedeți? No. Ia, stai ce? Așa, factions. Bă, eu aș vrea să intru, bă, uite, news reporters, dar nu place mie facțiunea asta, nu știu de facțiunea asta. Eu vreau un taxi. În tău trac, am auzit că e fain. Este facțiune de pagină cu sigiliul în centrul orașului Los Santos, nu știi? E tău trac, adică ești cu o mașină de asta de tram și te duci iei gen pe mașinile de pe stradă, care sunt state random pe stradă și le tractezi cum ar veni, le premorchezi. Și faci ceva acolo, raportul ăla e ca o familie normală, ăsta ca o familie, ca o facțiune normală, știi? Dar uite că și pe aici văd alte facțiuni ca lumea. Uite aici, că poți să le vezi pe, ia, LSPD. Este locul unde dreptatea și combaterea criminalității și au sediu. Da, e ok. S-au înlăsat taxi. Situată la periferia orașului, compania Los Santos Taxi oferă clienților o varietate de mașini și șoferi experimentați care să-i conducă în siguranță și cât mai rapid la destinația dorită. OMG! Fiction Logs. Eusebiu. Minimum level 99. Ce căcat! Minimum level 99, mă! Asta e la clan, mă! Taxa lunară este de 6 de ajutor financiar, rang 2, rang 5. Wow, cum ne-am să fie un clan cu minim level 99 cu aia? Top clans. Aluzev, minimum level 99. Băi, las-o dracu, mă! Minimum level 1. Dar oricum, sper că v-a plăcut acest episod, fraților. Bă, să ce să intru și într-un clan ceva. Și că mai există clanuri de spray, bă, adică de baia spray-uri pe pământ de alea, știi? Da, e ok, bă. Sper că v-a plăcut acest episod de sam. Nu ezita să apăsați pe butonul de subscribe la canal. Și ne vedem data viitoare. Salut!